Jucătoarea de tenis de masă, Daniela Dodean, rămâne cea mai valoroasă sportivă a Clubului Sportiv Municipal Arad, dar și a județului Arad. Campioana europeană a fost premiată la gala CSM Arad, alături de colega sa mai tânără, Bernadette Balint, care ocupa locul secund. Festivitatea a avut loc la Teatrul de Stat Ioan Slavici. Pe locul 3 s-a clasat Florin Vizitiu de la secția de haltere. Fiecare an e altceva, sunt alte rezultate, sunt alte trăiri, tot timpul e ceva nou și mă bucur că am reușit să fiu din nou numărul 1 la mine la club și ce să zic, sper că și anul viitor voi fi aici și cu mult mai multe rezultate și mult mai bune rezultate. Cum a fost anul 2012 pentru tine? Anul 2012 a fost un an fără vacanță, fără odihnă, foarte obositor, cu multe concursuri, Olimpiada. Au fost multe lucruri pe care a trebuit să renunț la ele. Din păcate și o mică accidentare acum la sfârșit de an. Sunt foarte mulțumită, mai ales că e primul an. Chiar nu mă așteptam și sper să fie și anurile următoare la fel. Cum a fost să faci pasul ăsta la junioară? A fost cam greu pentru că celelalte adversare sunt mai mari cu 2-3 ani. Dar încet, încet te apropii de primul loc. O iei pe urmă, Dana? Da, mă zbat să o iau din urmă. Să sperăm, la anurile următoare poate reușesc. Pentru anul acesta a trebuit multă muncă și a fost foarte bine. Deci un pic și luăm și o medalie la juniorii 1. Care este secretul acestor rezultate? Antrenamentul, zi de zi, de 2 ori pe zi antrenament și odihnă. Anul sportiv competițional 2012 pentru sportivii clubului nostru a fost un an foarte bun. Sportivii celor 14 secții a clubului nostru au dominat întrecerile campionatului național, iar primii 10 clasați, așa cum am spus, la această festivitate, au obținut medalii de aur, argint și bronz în cadrul competițiilor internaționale oficiale, respectiv Jocuri Balcanice, Campionate Europene, Mondiale și participare la Jocurile Olimpice. Clasamentul celui mai mare club arădean i-a mai inclus pe Marius Copil la tenis de câmp, Lucia Mihalache la tir sportiv, Raul Rusu atletism, Bianca Crișan tenis de masă, Amalia Nicola gimnastică aerobică, Beata Caba judo, Teodor Bileg haltere și Andrei Gaga atletism. Oficialii clubului au mai oferit premii sportivilor consacrați și speranțelor.